Bună seara, bine ați venit la emisiunea noastră. Astă seară, invitatul meu este domnul director executiv al APM-ului Gorj, domnul Nicolae George. Bine ați venit, mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Sunt chiar bucuros să apar în fața dumneavoastră și a telespectatorilor postului, pentru că au apărut destul de multe elemente Sigur de că da. noutate pe Și partea de mediu. mediul este foarte important pentru noi. Este important în ce mediu trăim, ce aer respirăm, ce apă consumăm și toate acestea. Și Face parte din știu, viața noastră sigur, cotidiană de sigur, zi și cu știu zi. că nu numai în Uniunea Europeană, dar chiar și la noi în România se pune mare accent pentru aceste produse care nu poluează și noi, slavă Domnului, avem destule utilaje, instalații care poluau. Cel puțin înainte de 89 eram energofagi și foarte multă poluare dădeam. Și este bine că ați venit aici să vedem ce putem face ca să îmbunătățim mediul și în județul Gorj. Deci cel mai recent din câte am văzut eu este producerea de energie electrică prin fotovoltaice Da. și știu că Ministerul Mediului promovează un astfel de program, Și ajută finanțează. chiar da și finanțează. Acum să vedem când o apărea bugetul, când s-o aproba bugetul și o întreagă până atunci probabil nici nu se finanțează. Procedura a demarat. Deci, pe partea de program privind producerea energiei din panouri fotovoltaice. Este un program care de fapt are ca și scop, așa cum ați menționat dumneavoastră, îmbunătățirea calității aerului, pentru că urmează să producem energie prin o altă tehnologie decât cea cunoscută, să spunem, până acum, să spunem ce avem noi în județul Gorj, Da. termocentrale în primul rând. Deci, ca și scop, este îmbunătățirea calității aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Programul efectiv privind montarea panourilor fotovoltaice a demarat la ora actuală prin administrația Fondului pentru Mediu. În ce sens a demarat? A demarat în sensul că el va avea, să spun, două etape de bază. O etapă de bază se referă la validarea instalatorilor, adică firmele specializate care știu să monteze, Care aduc aduc, și montează montează și pun în panouri funcțiune. și toată instalația subsecventă și care sigur că da, pun și în funcțiune acestea. Deci aceste firme sau acestor firme li s-a dat încă prelungirea termenului până în 15 martie să-și depună dosarele de validare. Deci a început sesiunea, este deschisă ca fiecare instalator autorizat în domeniu, da? În Da. domeniul electric, adică cei care au montat și au capacitatea și operativă și Sigur, au tehnologică și expertiza, experiență și da. financiară să poată susține programul. Pentru că el se va derula integrat în sensul în care se va aloca sau se vor aloca de sume de bani regional în funcție de populația respectivă regională. Și vor fi validați mai mulți operatori care vor fi afișați pe site-ul Administrația Fondului pentru Mediu. Deci țin să precizez pentru telespectatori că Agenția de Protecție a Mediului Gorj nu va avea efectiv nicio implicare în derularea procedurii, dar putem să oferim clarificări, lămuriri, așa cum am venit și acum, pentru a fi cetățenii pe deplin informați de modul de abordare și modul în care să-și depună dosarele. După ce operatorii. Sunt multe firme care și-au depus dosarul, are din Din Gorj. ceea ce știu eu, la această oră nu sunt decât trei firme, la această oră, dar încă pot să depună până în data de 15 martie. Nu înseamnă că depunerea înseamnă automat și validarea, Da, așa cum am obținerea menționat. tuturor, da. Exact. Pentru că odată ce este validat, este înregistrat, îi se alocă o sumă de bani
și înregistrarea se va face electronic. Adică dumneavoastră mergeți cu dosarul persoană fizică la instalatorul validat, vă înregistrează și prezervă suma de bani și se scade din totalul alocat. Și vine următor și următor și când a ajuns pe zero, s-a stopat. Stop program. Stop joc. Da, da. Da. După ce se depune dosarul la instalator, dosarul în principiu trebuie să facem precizări așa cam ceea ce ar trebui să conțină, mă gândesc. Deci ar trebui să conțină în primul rând formularul de înscriere care trebuie să fie procesat pe calculator pentru că ghidul este în format Word pe da. Site și se poate descărca formularul și se completează un formular în Word, deci electronic și doar se semnează. Va trebui să conțină extrasul de carte funciară pentru imobil, iar dacă persoana intenționează să-l pună pe teren și nu pe imobil, va trebui extras de carte funciară pentru terenul respectiv. Uh-huh. Da? De preferat este pe o înălțime, pe o cotă dominantă, deci pe o clădire, pentru că este altă expunere. De asemenea, îi trebuie certificatul sau cazierul, da, cazierul de la autoritatea publică locală, taxe și impozite locale, că nu are datorii pentru acea locuință pentru care obține extrasul de carte funciară sau pentru acel teren pentru care obține extrasul de carte funciară, precum și certificatul fiscal de la ANAF, că nu are datorii la bugetul de stat. Da. Deci cu aceste dosarul cu aceste documente se depune la instalator pentru a fi transmis. Instalatorul încarcă, îl comunică la administrația fondului de mediu. Când încep depunerea acestor dosare? După validare, deci după data de 15 martie, când se închide sesiunea pentru instalatori, este termenul de analiză a dosarelor pe instalatori, se afișează pe site-ul administrației fondului pentru mediu instalatorii acceptați și cei respinși au drept de contestație 5 zile și cu termen de soluționare 15 zile. Deci din 15 martie ne mai duserăm 20 de zile, asta înseamnă undeva începutul lui aprilie, în care aprilie apare lista cu instalatorii validați și după ce au fost acceptate și de-abia în acel moment, și în acel moment se depune dosarele cu conținutul pe care l-am menționat. După care, în termen de 90 de administrația fondului de mediu analizează dosarele persoanelor fizice care au fost transmise și afișează pe site lista dosarelor acceptate. Adică se analizează dosarele persoanelor fizice, așa cum am menționat, cu cererea, cu extrasul de carte funciară, cu datoriile la administrația financiară locale privind taxe și impozite locale sau și în funcție de dosar, dacă este complet și corect întocmit, se acceptă. Dacă nu, se respinge. Se afișează pe site și în termen de 90 de zile de când se afișează pe site, persoana fizică trebuie să obțină avizul tehnic de racordare. Adică instalatorul se duce și constată și CEZ-ul de fapt constată că există condiții de racordare a respectivei instalații la instalația electrică, în sensul în care dacă produci și nu consumi, furnizezi sau debușezi în sistemul energetic. Dacă nu, consumi din sistem și va fi un contoar reversibil, să spunem, odată ce absorbi se, într-un sens, dacă îl produci și îl dai în sistem altfel. Aici trebuie să fac următoarea precizare. Deci, despre ceea ce am vorbit până acum se referă la producerea energiei din panouri fotovoltaice în zone în care există sistem de energie electrică și ne racordăm la un sistem de energie electrică. Urmează, este în dezbatere încă, ghidul de finanțare pentru localități sau locuințe izolate. Și acolo va trebui să acceseze UAT-ul, adică comuna. O comună care știe că are 3 case izolate, primăria trebuie să ia inițiativa și să facă dosarul și să depună, pentru că cetățenii, normal, neavând curent, n-au internet, n-au televizor, da, și nu se pot informa. Și atunci
UAT-ul, primăria respectivă, prin aparatul de specialitate, poate să facă dosarele, să depună ca și cetățenii respectivi să beneficieze de energie electrică din surse regenerate. Bine, ăștia trebuie neapărat să aibă și baterii de acumulare pentru perioada de noapte. Asta vreau să vă spun. Acel sistem are un alt quantum. Dacă aici încă n-am menționat, quantumul maxim este de 20.000 de lei, ceea ce reprezintă 90% din finanțare. Deci nu este 100%, da, este 90%. Dincolo este 25.000 de lei finanțarea, pentru că acolo, într-adevăr, implică și acumulatorii prin care trebuie să stocheze energia acumulată din timpul zilei sau perioada de soare ca să poată să aibă pe perioada de noapte sau în alte zile. Deci neavând la 90%, este programul reversibil. Nu produce, ia din sistem, produce, dă în sistem. Da. Și acolo sigur că costul este mai mare prin acumulatorii respectivi care trebuie să stocheze. Dar acolo este o condiție că trebuie să fie locuința mai departe de 2 km față de cea mai apropiată linie electrică. Uh-huh. Adică e o condiție. Dar cred că acolo, din punctul meu de vedere, ar trebui la fel accesat o sumă substanțială pentru că și acei cetățeni care locuiesc mai izolați aibă dreptul la televiziune, internet, frigider și toate celelalte. Eu, din câte știu, bateriile acelea, acumulatorii aceia, sunt destul de scumpi. Pentru sunt cei mai scumpi. De-aia și sunt cei mai scumpi. Da, la valoarea lor este comparabilă cu panourilor fotovoltaice. Deci investiția, deci dacă faci... Este cu a invertorului, că invertorul este mai scump. Ăla toată... este, că ăla face... Da, în toată componenta aceasta, invertorul are ca și valoare mai ridicată decât un panou. Da. Acum revenim la termenii tehnici legat de finanțare. Deci se finanțează panourile care sau trebuie să genereze tot sistemul minim 3 kW. Da, da. Ca să generezi 3 kW cu, să spunem, un panou de 250 W, îți trebuie undeva la 12 panouri. Deci 12 panouri a 250 W, fac 300 de 3 kW, cu tot ce înseamnă invertor și cu tot echipamentul pentru transmisie de date. Deci toate acestea sunt componentele care duc la suma de 20.000, pardon, finanțabilă și diferența pe care trebuie să o susțină fiecare persoană fizică care a... Deci eu am înțeles că pentru putere instalată e cam 1000 de euro kilowatt. Kilowattul. 3 kilowatt, 3000 de euro. 3000 de euro, da. Da. Plus alte... Iată, vorbeam de numai de panourile fotovoltaice. În general și ghidul prevede ca manopera să nu poate să nu depășească mai mult de 15% din valoarea echipamentelor. Da. Da. O chestie, adică trebuie să fie corectă, de bun simț. Exact, în un optim, pentru că acum în general când apar programe din acestea de finanțare, pentru că sunt bani de la fondul de mediu, fondul de mediu se alimentează din cum să spun, din activitățile poluatoare. Da. Ca să zic așa, din taxe pe emisii de la termocentrale, prin taxe din colectarea necorespunzătoare a deșeurilor, din introducerea de ambalaje pe piață și nerecuperarea, prin nerecuperarea. Deci și plus fonduri europene, cred că există și se este. Pot accesa pentru anumite tipuri de programe și fonduri europene. Dar acum pentru acestea deocamdată fondul de mediu, iar bugetul fondului de mediu, pe câte am observat, el a fost aprobat, pentru că altfel nu putea să demareze efectiv, că știți cum e. Da. Nu ai sursa financiară, sigur, nu poți să demarezi sigur un program sau un proiect. Da, da. Iar ca și condiții, condițiile de a putea participa nu sunt foarte restrictive, adică să fii cetățean român, să ai domiciliu în România, să fie înregistrat cu carte funciară imobilul respectiv, să fii proprietar și să Bun, nu fie și litigiu sau pus ipotecă. Da, sau... Și pentru județul Gorj, cam ce sumă este oare alocată? Suma va fi alocată proporțional cu numărul de locuitori, da, așa cum am menționat la început. Da, da. Pentru că sunt în comparație cu programul privind instalarea de panouri solare pentru apă caldă, unde cheltuielile erau mult mai mici, deci acolo a fost o subvenție de 6.000 de lei. Da. Deci aici subvenția este de 20.000, adică este de 3 ori și jumătate. Deci da, este da, substanțială, da, categoric, impactul asupra
îmbunătățirii calității aerului, spun, este substanțial și aici, pentru că Da. generezi o energie verde, o energie care îți reduce emisiile de gaze cu efect de seră din altă parte, să zic. Da. În același principiu există și la programul RAB, la programul legat de auto, A, pentru că da, și chiar că și. acolo, de fapt, se încurajează achiziția de automobili, autoturisme noi, electrice, hibrid sau noi care au o emisie mai mică de 120 de grame de CO2 pe kilometru. Ori, de exemplu, cam toate mașinile Euro 3, Euro 4 sunt undeva la 150. Da, Adică de așa e. la 150 la 120 este o scădere, este o îmbunătățire, să spunem, în îmbunătățirea calității aerului. Și să vă spun așa, la ora actuală, pentru că ați făcut dumneavoastră afirmația la început cu partea de poluare, în România, ce să vă spun, poluarea a scăzut destul de mult datorită Că nu mai avem acolo și industria. reducerii Da. industriei. Da, de Da. exemplu, nu mai avem combinatul de ciment, care știm cum funcționa înainte. Da. Funcționează acum la cu totul alți parametri, cu totul alt tip de activitate și cu totul alte emisii. Deci, la ora actuală, să spunem, în municipiul Târgu Jiu și nu numai, mai ales cu precădere în marile orașe, poluarea numărul 1 este generată de traficul auto. Da, așa Deci este. traficul auto este cel Și în care generează. Europa e la fel. Și în Europa și în marile capitale, s-a observat și anul trecut la Paris, s-a ajuns ca să fie restricționată circulația sâmbătă și duminică. Da, deci cum era la noi odată, Cum în pari, era, în pari, da. exact. Deci traficul auto, într-adevăr, și atunci trebuie să găsești sau să cauți anumite programe, proiecte prin care să încurajezi cetățenii Da. să își achiziționeze autoturisme care să consume mai puțin, cu emisii mai reduse, pentru că dacă până 2018-2017 s-a finanțat pe partea de emisie la 130 de grame CO2 pe kilometru, din 2019 la 120. Da. Deci primești prima decasare de 6.500 de lei în Da. momentul în care emisia de CO2 este sub 120. Da. Mai primești un ecobonus de 1.000 de lei dacă iei și cu hibrid, motor hibrid și acolo ai emisie sub 96 de grame de CO2 Da. pe kilometru. Iar electrica, Iar mi se pare electric mai că primești 1.700 de lei în plus. eu știu că la început era foarte mare. A fost și 2.500. Adică 25.000 de lei. 250.000, dar 25.000 lor. Da. Da. Și ei, aici partea proastă e la mașinile electrice, că noi încă nu avem pregătită în țară infrastructura pentru încărcat Corect. acești acumulatori. Acumulatorii, da. Că vedeam în Austria, la Viena, la Viena sunt supermarketuri care în parcare sunt aceste prize unde te-ai dus în supermarket, stai acolo o oră cât stai în ele, ți-ai pus mașina la încărcat. Deci ai unde o încărca. Sau chiar și la anumite policlinici, spitale, la fel, ai unde să-ți parchezi mașina și ai o sursă de alimentare. Plus pe courile unde te duci, stai și bei o cafea și ele și Se încarcă, da. îți încarci Da, și acumulatorul. plătești contravaloarea energiei consumate, pentru că se Da, plătește. sunt foarte multe care încurajează și nu plătești nimic. Încurajează în prima fază ca să-ți iei mașină nepoluantă și ai gratis, practic, încărcarea. Prin anul trecut, prin administrația Fondului de Mediu, a fost un program infrastructură verde prin care s-au subvenționat stații de încărcare. Da, de asemenea, a fost un buget limitat, destul de restrâns, pentru că în România, la ora actuală, nu sunt încă foarte multe mașini electrice, Da. da, care se circule dar se va încuraja, așa cum am menționat, programul a existat și cu siguranță se va dezvolta în viitor, prin care vor fi finanțate amplasarea Sigur, de... pentru realizarea acestei infrastructuri. Sigur, sigur, sigur. Da, da. Eu cred că dacă la anul va fi, sau anul acesta, inclusiv la sediul agenției, voi intenționa să pot să accesez un astfel ca să pot Da. să fie public, știți? Da, Adică o da, chestie da. publică, toată chestiunea urmează la fel. Trebuie, ca și în orice domeniu, trebuie să ai toate actele, inclusiv extras de carte funciară și toate derile plătite la zi, ca să poți să... Din experiența dumneavoastră, cât credeți, câți
cetățenii Gorjului vor beneficia de acest program cu fotovoltaicele. Păi, așa cum am menționat, fac acum o comparație să spun dacă anul trecut pe partea de panouri pentru apă caldă am primit 226 dosare a 6.000 de lei, deci da, haideți să spunem, deci undeva, cred că, pentru că și anul trecut tot pe numărul de populație s-a făcut, Da. da? Se raportează la numărul de Da. populație care poate, la fel și acum, prin acest program tot la fel, la Deci numărul anul de trecut populație. pentru apă caldă cât ați... 226. Deci dacă am împărțit 226 la 3, ar fi undeva la 90, maxim undeva la 100 de opinia mea acum legat de ceea ce se poate finanța. Posibil și mai mult în funcție de bugetul care va fi alocat și de câți instalatori vor fi validați. Da. Da? În ce perioadă trebuie realizată această investiție? Deci, instalatorii, în cât timp trebuie? După ce se semnează contractul, deci contractul se va semna după ce se depune inclusiv avizul tehnic de racordare, Da. termenul de realizare este de 8 luni. Deci, în termen de 8 luni, de când s-a semnat Deci, practic, până la contractul, sfârșitul anului ar trebui. da, să fie Da. recepționat. Deci, după, deci 8 luni de realizare, instalatorul vine, montează echipamentul, face recepția. Emite factura pe care cetățeanul și-o însușește și își achită diferența de la Da. 2000, de la 20.000 până la valoarea finală și cu procesul verbal de recepție și cu factura le depune la instalator care le depune la administrația fondului de mediu pentru virarea banilor în contul instalatorului. Instalatorul, Da, da. deci cetățeanul și-a achitat contribuția lui, diferența de la 2000 la 2300 sau 2400, în funcție de locație, de ce cheltuieli au mai fost făcute legate de branșare, de toate Da. partea asta electrică, cetățeanul și-a achită diferența lui, iar diferența de 2000 de lei se capătă și se virează direct de la administrația fondului de mediu în contul instalatorului. Dorului, da. Da. Și atunci el își întregește întreaga sumă. A primit diferența de la persoană și diferența de la Da, administrație. el, din aceste motive trebuie să arate că are O puterea, capacitate o capacitate, financiară sigur, să să înceapă să susțină, derule. Sigur, să sigur. susțină, da. Da. Acum ea se poate derula și în sensul de a recupera sumele și mai repede, adică se instalează, se face recepția, Da? se emite factura și se trimite spre decontare. Și decontarea se poate realiza și în 40 de zile, nu în 8 luni neapărat. Adică nu Da. este. Termenul de realizare de când se Da, semnează este de 8 contractul luni. este de 8 luni. N-ai realizat în 8 luni, ai pierdut. Da, Da? am Ai pierdut înțeles. finanțarea asta nu la contractul. Deci este un termen maximal. În sensul ăsta este de 8 luni. Dar decontarea se poate realiza și 30 de zile. Da. Depinde cum se mișcă de repede Exact. instalatorul. Exact, da, exact. Aici puterea financiară și puterea tehnică, da, capacitatea tehnică, număr de instalatori, de electricieni, de personal Sigur, calificat. și modul cum se aprovizionează el cu furnitura necesară Exact. punerii în operă. Da. Pentru că, așa cum am menționat, la 3 kW sunt undeva la 12 panouri. 12 panouri care se montează pe, să spunem, pe un acoperiș, pe o clădire. Trebuie să ai și suprafața respectivă, adică instalatorul poate să meargă acolo și să constate că nu există Condiții suport tehnice, tehnic sau da. condiții tehnice pentru a realiza acea investiție. Și atunci, Da. automat, nu poate fi realizat. Deci aici fiecare cetățean sau persoană fizică care intenționează trebuie să-și facă și un calcul de locația unde și-l amplasează, pentru că în momentul în care el constată că nu are condițiile tehnice, trebuie să gândească atunci ce face, dacă renunță sau merge mai departe. Da. Da, deci oricum sper să fie Da, să se. este un pas, așa cum am spus, deci fiind mai multe tipuri de programe, într-adevăr, să îmbunătățim calitatea aerului și vă pot spune că la nivelul județului Gorj, prin evaluările făcute, și o să dezvoltăm Da. subiectul după aceea, calitatea aerului la nivelul județului Gorj este bună. Adică nu, așa cum am menționat, faptul că industria, așa cum a fost, Avem da, și dar muntele avem aproape. și totuși o industrie poluatoare la nivelul Gorjului, că avem două termocentrale cele mai mari din țară, care Da. au făcut investiții foarte mari pe Exact cum parte spuneați de. dumneavoastră, discutăm după pauză. Trebuie să luăm pauza de publicitate.
Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019. Program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la Școala Gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Poveștile frumoase încep la o ceașcă de cafea proaspăt prăjită. Social Public House vă invită la Nino Cafe. În inima orașului Târgu Jiu aveți parte de clipe minunate într-un mediu ambiental prielnic relaxării. Iubitorii de cafea știu ce înseamnă să poți savura o ceașcă de espresso. Din pasiunea pentru cafea, alegem cele mai bune tipuri de cafea verde, prăjită manual și cu atenție la aer curat. Social Public House în Târgu Jiu, strada Alexandru Vlahuță, bloc 8, parter. Rezervări la 0730-030-313. Nino Cafe, o poveste de dragoste care se înnoiește în fiecare zi. O pasiune care trezește toate simțurile. Pe Piața Românească din anul 2003, livrări în toată țara prin Tremolada SRL. Cel mai pregătit personal medical din județ, cele mai mici prețuri, cea mai performantă aparatură medicală, totul în cadrul ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care oferă servicii medicale în limita numărului de consultații sau servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate Gorj pe baza biletului de trimitere într-un spațiu modern și cu aparatură medicală de înaltă performanță în următoarele specialități: medicină internă, cardiologie, chirurgie generală, obstetrică, ginecologie, dermatovenerologie, neurologie, oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, psihologie, neuropsihiatrie infantilă, recuperare, medicină fizică și balneologie, psihiatrie, alergologie, gastroenterologie, nefrologie, endocrinologie și pneumologie. Totodată, la nivelul policlinicii, se efectuează la prețuri foarte avantajoase și în cel mult o zi lucrătoare, fișe auto, fișe portarme, fișe pentru siguranța circulației, fișe aptitudini și altele. Relații suplimentare și programări la telefon 0253-237-234, interior 391. Ambulatoriul integrat al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Servicii medicale prompte și de calitate. De peste 70 de ani, Express Transport asigură transportul pasagerilor în condiții de siguranță și confort spre următoarele destinații: București, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Sibiu, Drăgășani. Reduceri începând cu 10% la toate biletele achiziționate online. Oferim servicii de închiriere mașini pentru transportul angajaților diverselor firme sau pentru servicii de protocol, conferințe, team building-uri și excursii. Express Transport, Târgu Jiu, strada Margaritarului, numărul 5. Relații și rezervări non-stop la 0353-806-666. Express Transport SA, siguranță și confort la cel mai mic preț. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu. Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon.
Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Echipa școlii de conducători auto te așteaptă să pornești la drum alături de cei mai buni instructori pentru categoriile B, C și CE, pregătiți să ofere cursuri profesionale pentru a deveni șofer de calitate. Înveți alături de formatori calificați, alegând propriul instructor. Se asigură ajutor la întocmirea dosarului. Echipa Drive School oferă reducere pentru categoria B elevilor și studenților. Dacă ești interesat să iei lecții de condus, Drive School te așteaptă de luni până sâmbătă la sediul din Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 40A, sau la telefon 0761 146 861. Acum îți punem la dispoziție și cursuri pentru atestate profesionale. Drive School, prioritatea noastră, permisul dumneavoastră. Domnul director, rămăsesem la calitatea aerului în Târgu Jiu și în județul Gorj. Cum stăm? Deci la nivelul județului, evaluarea calității aerului s-a realizat atât pe baza măsurătorilor efectuate în puncte fixe și din acest punct de vedere deținem 3 stații de monitorizare, de măsurare a calității aerului. Avem una la Târgu Jiu, în zona de nord, avem una la Rovinari și una la Turceni, în zona de termocentrale. Deci, pe lângă aceste măsurători în puncte fixe, au fost efectuate inclusiv măsurători indicative la nivelul județului și pe alte zone și inclusiv din studii de dispersie și a poluanților în atmosferă, în județul Gorj, calitatea aerului este bună. În acest sens, s-a făcut această evaluare, a fost aprobată printr-un ordin de ministru și obligația pe care o avem noi împreună cu Consiliul Județean este de a realiza planul de menținere a calității aerului. Adică, în zonele în care s-a constatat că este corespunzătoare calitatea aerului, trebuie să faci plan de menținere. În zonele în care s-a constatat că este necorespunzătoare, trebuie să faci planul de îmbunătățire. Sigur, deci noi suntem la plan de menținere. Consiliul Județean a elaborat anul trecut planul de menținere, plan care a fost analizat și de Autoritatea de Mediu, deci de Agenția de Protecție a Mediului, și a fost depus la București la Agenția Națională spre avizare. Planul prevede peste 80 de măsuri, de inclusiv operatori economici, inclusiv drumurile naționale, în care au fost trecute măsuri ca să menținem calitatea aerului așa cum am menționat. Deci, în afară de termocentrale, noi ce poluatori mai avem? Păi, din punct de vedere al emisiei atmosferice, v-am spus, primul poluator după termocentrale este traficul. Da. Să nu uităm. Iar traficul este la nivelul întregului județ. Întregii țări. Categorie, că am mers pe ideea de județ, că avem evaluarea noastră. Mergi în București, vezi mocul ăla. Categoric, și cum te duci și cum te uiți în retrovizoare, lași în spate, deci când ieși din București, mocul ăla... De iar în această perioadă, efectiv, cum suntem în zilele acestea, o să observați că avem probleme cu partea de suspensii, de praf. Da? Care este o resuspensie din nisipul care a fost aruncat sau clura care de calciu care a fost aruncată ca să nu patinăm iarna, nu? Da. Ei, tocmai de aceea în perioada asta de primăvară, acum autoritățile publice locale trebuie să intervină inclusiv cu măturatul străzilor și cu spălat, dacă se poate, pentru că acea pulbere este o resuspensie continuă, da? Trece o mașină, o antrenează, ridică, se depune, trece altă. Deci, și avem probleme pe această componentă. Ai poluator numai, cauciucul, cine mai... Cauciucul are producție, însă și-au făcut anumite instalații de, să spunem, de purificare a aerului, destul de performante, inclusiv cu spălarea gazelor într-un contracurent, operatori economici care să contamineze aerul efectiv, nu putem să spunem că avem la nivelul județului Gorj. S-au deschis acum fermele de la Avicola, fosta Avicola, acolo metoda și metodologia de creștere față de anii trecuți s-a schimbat, deci este o creștere la sol, altă tehnologie, cu o altă tehnologie. În momentul în care se crește, se face curat, da? În 24 de ore, în 48 de ore se curăță, se dezinfectează și dejecțiile care au fost în uscat, pentru că nu mai este apă de apă, se duc pentru stocare într-o altă zonă
fără să mai fie mirosul neapărat sau da, că emisii din de multe amoniac ori sau din... ploaia antrena acele dejecții, exact, chiar și la fermieri și ele și intra în pământ și afecta pânza freatică. Aici suntem cu altă problemă care ține de calitatea apei și mai ales calitatea apei freatice, pentru că, să știți, ni se pare că este o problemă minoră, dar nu este chiar așa. Deci gestionarea gunoiului de graș, de rezultat din creșterea animalelor, este o problemă care poate să conducă la infestarea apei cu nitrat sau cu nitriți, pentru că noi nu îl gestionăm cum trebuie. Da, păi de asta spun. Deci aici este o problemă și în general acum au fost inclusiv pentru micii fermieri, au fost măsuri de accesare, de a-și constitui platforme pentru depozitarea gunoiului de graști, da? Pentru că el după ce fermentează, după 3 luni, 4 luni, 6 luni maxim, poate să fie dus și aplicat ca și îngrășământ și este de preferat. Și foarte bun. Și este de preferat. Și natural, nu chimicale sau altceva. Pentru că altfel, aplicarea în exces de nutrienți, de azot și fosfor pe câmp conduce la poluarea cu nitrați și nitriți. Și tocmai de aceea, cred că și în multe țări, pe lângă cursurile de apă, se creează anumite perdele, anumite zone de protecție în care nu vi se aplici îngrășăminte ca să nu ajungă în cursul de apă, chiar dacă ea se dizolvă, se topește, să nu ajungă în cursul de apă, să rămână local pentru cultura pe care o aplici. Da. Acum ce vreau să vă întreb, probabil există reglementări și agenții economici, cei care vor să-și dezvoltă o afacere, chiar și fermierii aceștia care fac ferme mari, vin la dumneavoastră și iau aviz de mediu, probabil. Da, categoric, orice activitate, proiect sau activitate se supune avizării din punct de vedere al protecției mediului. Așa cum am menționat, deci pe partea de fermieri și mici fermieri am încercat să venim în sprijinul lor, să-i ajutăm pentru a putea să acceseze fondurile de care se bucură. Ce vreau să arăt acum și chiar vă mulțumesc de invitație, pentru că s-a modificat legislația, directiva privind evaluarea impactului asupra mediului, am transpus-o printr-o lege 292, care a fost publicată în decembrie 2018 și a intrat în vigoare din 9 ianuarie 2019. Da. Deci este proaspătă caldă, să spun, în care are câteva restricții. Recomandarea mea, din toată experiența, ar fi ca oamenii de afaceri, fermierii, de la ideea de afacere, de când o idee că vor să facă o afacere, să vină la Agenția pentru Protecția Mediului, pentru că avem capacitatea tehnică și organizatorică să îi îndrumăm ca să nu greșească. Să nu greșească, să parcurgem procedura de comun acord și la final să nu piardă finanțări sau subvenții. Deci de la ideea de afacere să vină să discute la Agenția de Protecție a Mediului Gorj, că îi îndrumăm fără nicio problemă, pentru că directiva și legislația este destul de aspră în sensul în care dacă a demarat un proiect fără să aibă nimic, nu mai poate fi reglementat, trebuie să dezafecteze tot, da? Și să o ia de la capăt ca să fie în regulă. Altfel devine infracțiune. Da. Și cred că nimeni nu-și dorește să aibă probleme cu legea. Da, mai bine vii de la început, am o idee de afacere, vreau să fac asta. Noi îl îndrumăm. Ce trebuie să fac? Exact, da. Îl îndrumăm cu toți pașii procedurali și cu tot ce trebuie să facă și sigur atunci cu siguranță va fi mulțumit. Dar trebuie să înțeleagă, să vină de la început. Da, păi uitați că avem situația hidrocentralei după Jiu, în care nu s-au luat când am trebuiau. Am început într-un fel pe o legislație. Deci investiția a început în anul 2003. A fost emis acord de mediu, aviz de gospodărire a apelor, autorizație de construcție în baza legislației existente la acea dată. Da? Inițial s-a spus că va avea o durată de realizare. Acordul de mediu emis după ce încep lucrările nu mai are o perioadă, adică este valabil până la finalizarea lucrărilor. Faptul că a intrat n-au în avut insolvență, bani să termine, n-au avut să termine într-un timp optim, s-a contestat la Tribunalul București, la Curtea de Apel București, autorizația de construire și a fost anulată. Anulând autorizația de construire, trebuie să reiei procedura de la început, cu toate avizele și acordurile, pe legislația actuală. Da. După investiția e realizată 95%. Investiția este realizată și da, mulți 90%. Bani sunt acolo, băieți. Și într-adevăr, și aici putem, din punct de vedere al producției de energie, putem vorbi de o energie verde. Sigur că da. Putem să vorbim în același timp că, datorită faptului că între timp
s-a creat o arie protejată, Parcul Național de Fileul Jurului, acum va trebui, știți cum se spune, problemul românesc, să băcăm și capra și varza. Adică va trebui să ținem cont și de partea de conservare a biodiversității, fauna acvatică existentă pe Râul Jiu, va trebui să ținem cont și de faptul că avem o investiție cu un procent de 90% realizată și care trebuie să fie dusă la bun sfârșit, care poate fi, să vă zic așa, ca să îmbăcăm și capra și varza, în timpul funcționării poate să aibă anumite restricții. Adică dacă debitul pe Jiu este foarte mic și ca să nu influențezi fauna acvatică de pe cursul de apă, atunci posibil să existe o restricție în funcționare. În momentul în care există un debit mediu mai mare, atunci sigur poate să funcționeze perioada respectivă. Altfel trebuie să dai drumul și pe Jiu, pe Albia Jiu. Un debit de servitute trebuie să existe permanent. Da. Autoritățile de gospodare apelor au stabilit un debit undeva la 2,7 metri cu pe secundă care trebuie să curgă permanent pe cursul de apă și doar diferența să fie captată și adus. Aici problema că nu a fost la data respectivă un studiu pe biodiversitate, nefiind constituită area protejată, acum prin acest studiu de biodiversitate care a fost demarat, urmează să constate dacă debitul acela de 2,7 este suficient pentru a menține fauna acvatică pe cursul de apă sau trebuie mărit la o altă valoare. Și acum în ce stadiu sunt? Acum suntem în stadiu în care s-a reluat procedura, Hidroelectrica, care este titularul de investiție, a depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului, pentru că este o investiție pe două județe. Este o investiție pe Hunedoara și pe Goaș. Fiind o investiție pe două județe, două regiuni de dezvoltare, se reglementează de autoritatea centrală, de Agenția Națională. A fost depus memoriu, a fost afișat pe site, urmează să facă studiu de evaluare adecvată, adică acest studiu pe biodiversitate și să facă un studiu diferența, studiu de impact și obținerea avizului de gospodărire apelor. Așa cum am menționat, s-a modificat legislația, va trebui să fie o procedură integrată, o procedură care publicul trebuie să aibă acces, pentru că nu că am omis, dar faptul că am parcurs destul de repede, noutatea legislației actuale vine să spună că o dezbatere publică este obligatorie și o dezbatere publică se face la 30 de zile după ce Autoritatea de Mediu afișează pe site toate studiile. Și opinia publică își spune cuvântul despre acele studii. Avem un telefon, îl luăm, să vedem despre ce e vorba. Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră de la Protecția Mediului. Am rugat toți invitații dumneavoastră de la Protecția Mediului să spună cu ce se ocupă Protecția Mediului. Pentru că în zona strada Izlaz există o colonie, o invadație de șerpi, de șopârle, care nimeni nu răspunde de aceste reptile. Un domn, când am fost eu acolo la clădirea aia, Protecția Mediului, mi-a spus să mă duc la primărie. Păi să vină primarul să prindă șopârlele, domne, și șerpi, care se joacă copiii noștri cu ei și vin încolocit cu ei de pe mână. Chiar așa pentru ce ia salariile? Cu ce se ocupă acest domn care ia, slavă Domnului, niște salarii destul de ridicate? Că nu suntem toți locatarii ai orașului Târgu Jiu și municipiului Târgu Jiu și județului Goș proști. Unde este? Vă mulțumesc! Probabil în zona în care sunt acele lacuri, dar într-adevăr pot să spun că nu ne ocupăm așa cum am menționat și acolo, dacă colegii mei au spus, într-adevăr, atribuțiile, așa cum am menționat, așa cam de vreo oră de când discutăm, pe parte de atribuții de legalitate în emiterea actelor de reglementare, în partea de monitorizare a calității aerului, în partea de implementare politici de mediu, inclusiv agenția a derulat și derulează proiecte cu finanțare externă și pe parte de biodiversitate și pe parte de, avem acum proiect pe Râul Gilor. De această, să spunem, zonă în care există șerpi, broaște, într-adevăr, nu intră în atribuții, adică nu pot să îmi arog atribuții care nu sunt stabilite prin lege. Pentru că asta înseamnă, știți cum se spune, abuz în serviciu. Și corect au numit-o colegii la autoritatea publică locală, pentru că prin regulamentul, să spun, de urbanism, în fiecare zonă are o destinație în care se spune ce destinație are, ce folosință, ce utilitate. Acolo se spune, dacă într-adevăr, prin regulamentul de urbanism acolo este, nu știu, baltă, acolo va fi introduse restricții.
da? Atunci acea zonă trebuie ca un luciu de apă, pentru că știți, cred că și în afară există luciu de apă, luciu de apă care este întreținut, care este îngrijit, care poate fi folosit ca și promenadă, deci se poate amenaja, agrement, sigur că da, care cu categorii intră în atribuții unei administrații publice, sigur că da, adică nu ne referim să ne dăm deoparte ceea ce avem atribuții, le realizăm și suntem responsabili pentru ele, ceea ce nu avem, sigur, nu putem să le arogăm. Da. Cer mult informați autoritatea publică să ia măsuri. Sau... Iar dacă într-adevăr avem o sesizare, o petiție scrisă, o petiție pentru care noi nu avem atribuții, o redirecționăm către instituția responsabilă și informăm petentul respectiv că petiția noastră a fost redirecționată către primărie sau altă autoritate. Da. Deci nu ne derobăm de atribuțiile pe care ne revin. Nu putem să ne încărcăm cu atribuții pe care nu le avem, pentru că nu avem cum. Da. Deci vă mulțumesc la JIU, deci suntem în procedură. Urmează ca Hidroelectrica, pentru că el este inițiatorul, să-și realizeze toate studiile, inclusiv, așa cum am menționat, pe partea de biodiversitate, inclusiv un studiu privind impactul asupra corpului de apă, după care se parcurge o procedură combinată să obțină acordul de mediu și abia după aceea autorizația de construire, care poate să o emită Consiliul Județean Gorj. Da. Și abia după aceea se poate continua. Da. Iar dacă acest studiu pe biodiversitate relevă că impactul este, să spun, devastator, să spunem, atunci va trebui, fiind o investiție de interes național, pentru că ea are o hotărâre da, de interes național, va trebui să notificăm Comisia Europeană cu ce măsuri compensatorii realizăm pentru a nu deteriora echilibrul ecologic de pe râul Jiu. Da. Iar în urma apariției și a publicării faptului că este în procedură, am primit peste 1000 de sesizări de la diferiți persoane fizice, ONG-uri, legat de faptul că se distruge Jiul și că e dezastru. Da, da. Deci, tot timpul să fim foarte atenți, într-adevăr, între opinia publică, între interese naționale, între protejarea mediului și între dezvoltarea unei activități. Da, eu cred că se poate găsi o soluție astfel încât să rămână și apă suficientă pe Jiu. Deci, sigur, deci studiile va trebui să releve foarte clar ce condiții de funcționare, de realizare a obiectivului ca să... Mai ales că aceste hidrocentrale funcționează pe baza unui lac de acumulare. Nu este cu apa să treacă în permanență, să fie canalizată, să treacă în permanență. În cazul de față, acumularea este foarte mică, deci... Este un baraj la Livezeni, da. Amplasamentul barajului nu este în area protejată, că și aici este faptul că este pe o lungime destul de mare, dar volumul lui nu este foarte mare, pentru că, în general, când se realizează o acumulare așa cu un volum mare, mai are și un rol de atenuare a unei unde de viitură, dacă vine apa mare, să nu provoc pagubă la val și chestii. Aici nu a avut rol și pentru atenuare. Nu, dar eu zic că se poate găsi soluții astfel încât să se dea drumul și la apă pe Jiu, chiar punând o turbină mai mică, să turbineze prin ea și să se ducă apa în Jiu. Așa este proiectat. Da? Da. Acea turbină, ca să asigure 2,7 metri cubi pe secundă, trece prin o turbină care mi-asigură un EOS, care asigură funcționarea și producerea de energie minimă. Cel puțin și pentru echipamentele de acolo. De soluții există, deci... Cu tehnologia din ziua de astăzi, doar să existe și bunăvoință și, într-adevăr, procedurile să fie respectate. Sigur că da. Dacă se respectau termenele de punere în funcțiune, nu mai era nicio problemă acum. Categoric, pentru că o lege nu poate să acționeze retroactiv. O lege funcționează de acolo înainte. Da, se aplică de la data apariției înainte. Da. Da. Deci la data când au început lucrările, nu exista nicio problemă. Din acest punct de vedere. Da. Mai aveam aici anotat cu gestionarea deșeurilor, care este o problemă, este o chestie de educație, chiar și populația ar trebui să înțeleagă și să facem selectiv. Să știți că
Într-adevăr, cred că de cel puțin 15 ani, colegii din Agenția pentru Protecția Mediului au fost implicați în acțiuni de educație ecologică, de ziua mediului, de ziua zonelor umede. Tot timpul am dezvoltat aceste parteneriate și cu școli, și cu grădinițe, și cu universitate, ca să încercăm să trezim o conștiință în sensul în care trebuie să avem grijă de noi și de mediul și de viitorul nostru. S-a încercat și anterior de a se introduce o taxă la depozitare pentru deșeuri. Prin această taxă, într-adevăr, ea pare tot timpul de acuzat, dar ce încearcă să facă taxa? Să-l determine pe cetățean să colecteze selectiv, să-și pună separat PET-ul, separat hârtia, separat plasticul, separat metalul și să plătească numai pentru menajer care nu poate fi valorificat sau reciclat. Și atunci a apărut la sfârșitul decembrie ordonanță 74 modificată care spune să plătim pentru cât aruncăm. Da? Adică ceea ce este valorificabil, deșeuri de ambalaj, de sticlă, de hârtie, de se pune separat și nu intră să la preț. Da. Și doar ce urmează să fie depozitat prin eliminare la depozitul ecologic. Avem depozite. Este primul depozit ecologic din România, să știți, da. Realizat la Târgu Jiu, pus în funcțiune în 2009, a fost într-adevăr și realizat în parteneriat public-privat, primăria Târgu Jiu și cu investitor privat. Da. Deci este prima investiție. Iar faptul că noi nu reușim să colectăm selectiv, noi ca și cetățeni, noi suntem generatori de deșeuri, da. Fiecare da. Cetățean, fiecare sigur, gospodărie. Sigur. Nu reușim să sortăm pe cele patru sorturi și punem totul la grămadă, îi cresc costurile investitorului, da? Și cresc costurile la noi, pentru că poluatorul se spune, poluatorul este cel care produce. Cine produce? Da. Noi producem, noi nu selectăm. Și atunci, prin această taxă de 30 de lei în anul 2019 pe tonă, se încearcă să ne determine pe noi, pe fiecare, să colectăm selectiv și numai o părticică cât mai mică să depunem. Da. Adică dacă într-un an de zile am generat o tonă care trebuie eliminat, la o tonă plătim în plus 30 de lei. Da, dacă da. Generăm în fiecare lună o tonă, plătim 30 de lei pe lună. Da, deci există o cultură a deșeurilor, cel puțin în țările dezvoltate din vest. De exemplu, este o zi pe lună în care poți să scoți din casă mobilă, mașini de spălat, frigidere și așa mai departe. E o zi pe lună. Ai scos-o și vine și o ia unul mai sărac care îi trebuie, ori dacă nu, mașina de la gunoi și ele vine special și ridică aceste... Am dezvoltat parteneriat cu Rorec și Rorec are punct în Târgu Jiu, în apropiere acolo de Dedeman, prin care acțiuni, într-adevăr, nu o dată pe lună, pentru că nu se schimbă atât de repede la noi nici frigiderele, nici mașina de spălat, pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Deci, domnul director, timpul ne presează, spuneți-le gorjenilor ceva ca să se simtă apărați din punct de vedere al mediului. Deci, din punct de vedere al protecției mediului, vă pot spune încă o dată că, ca și calitate, calitatea aerului la nivelul județului Gorj este bună, avem plan de menținere a calității aerului și măsurile care au fost trecute în plan conduc la așa ceva, să fie foarte atenți la toate programele cu finanțare, atât de la Fondul de Mediu cât și cu finanțare externă, să vină la Agenția pentru Protecția Mediului cu încredere și de vreme pentru a putea să derulăm proceduri și a putea să acceseze fondurile în deplină siguranță. Eu vă mulțumesc, domnul director, și sper să ne mai întâlnim, vă mai invit. Și eu vă mulțumesc pentru este bine să știe gorjenii ce și trebuie cu, să facă. Dacă de dinainte aveți subiecte colectate de la cine, sigur că da, răspunde. Sigur. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas la emisiunea noastră și ne-ați urmărit. Sper că a fost interesant. Bună seara. Ne vedem săptămâna viitoare. Mulțumesc.